Salutare, prieteni! În vlogul de astăzi o să vedem cum am vopsit mobila, cum am montat mobila și cum am montat lambriu, dacă nu mă înșel așa se numește, pe pereții vanului. Eu zic că a ieșit destul de fain. Na, cum v-am mai spus-o, continui să o repet, nu sunt meseriaș, nu mă pricep, n-am mai lucrat în domeniu. Pur și simplu vedem cum ne iesă. Dar eu cred că mi-a ieșit destul de fain. Mie unul îmi place. Da, știu, au trecut 2 săptămâni, 15 zile de când n-am mai postat absolut nimic. Îmi pare rău, dar sincer, conversia nu prea a decurs exact cum am gândit-o eu. Calculul acasă e una, calculul în târg e cu totul și cu totul altul. Plus că între timp am și aflat că soția este însărcinată, așteptăm al doilea copil, deci clar, lucrurile la dubă au încetinit mai mult, deja mergeau destul de greu, pentru că fiind prima conversie pe care o fac, mi este destul de greu. Așa că s-au încetinit lucrările, bucurie, fericire, al doilea copil, nu-l doream, sincer, nu-l doream foarte mult și după o să călătorim cu 2 copii. Fetița noastră de 1 an și jumătate aproape și cu al doilea copil o să ne fie destul de fain și cred eu că destul de interesant pentru noi, dar și pentru voi, o experiență ca asta, să plecăm să călătorim la drum cu 2 copii mici. Plus de asta, în planul nostru este să plecăm în America, deci vrem să terminăm conversia vanului, după care să o trimitem pe vapor până în America, până în Statele Unite ale Americii. Să facem America, Canada, Alaska, părțile alea, după care să ne întoarcem în jos și să începem să facem America Latină, Mexic și așa mai departe, jos, până în jos. După care rămâne de văzut, deci avem de gând să plecăm, să călătorim full-time pentru 3-4 ani. Evident, după ce al doilea copil o să aibă 1 anișor jumătate, cam așa, deci cam într-un an jumate. Da, o să fie foarte interesant. Așa că, am reușit să filmez cam pe unde am prins, plus de asta sunt și foarte presat de timp. De ce? Eu, locuind în Italia, cum v-am mai zis și într-un vlog anterior, toată conversia asta trebuie să o fac în Germania. De ce? Pentru că statul italian nu permite ca o persoană fizică, ca o persoană normală ca mine, adică nefiind autorizat, nemuncind în domeniu, să fac conversia. Nu știu, așa e legea la ei. Așa că trebuie să fac în Germania tot procesul acesta. E bine, mă grăbesc foarte mult pentru că trebuie să ajung în Germania cu mașina și acolo să îmi scrie pe talonul mașinii toate modificările pe care eu le-am făcut. Da, sunt un pic stresat. După ce o să termin tot tărăboiul ăsta, atunci o să fiu un pic mai calm și probabil o să reușesc să fac vloguri mai scurte, mai detaliate și exact pas cu pas cam tot ce fac. Avem aici dulapurile noastre de bucătărie, să le numim așa. Eu deja le-am dat o mână de, o mână și un pic de glet. N-am reușit să filmez. O să vi le arăt acum, oricum acum urmează să le șlefuim, să le dăm vopsea și după să le montăm sus. Cam așa arată ele, acolo l-avem pe Speedy. Aici în partea asta din față n-am mai dat cu glet, am dat numai unde am șurubele. Iar în partea asta aici am gletuit, acolo la fel, aici la fel am gletuit, aici la fel am gletuit. Cam așa se prezintă ele. Bine, acum rămâne să le dau vopsea, să le dau cu șmilger, să le fac fața asta mai frumoasă, mai lucidă, așa, și abia după o să le dau vopseaua. Bun, aici avem pistolul nostru, îi dăm cu pistolul. Aici am luat vopseaua asta, este un verde, cam așa este, pe bază de apă. Și aici avem
cealaltă, tot pe bază de apă, dar este albă. Deci avem un verde și un alb. Așa că blatul de bucătărie, mobila de bucătărie, asta din, adică asta, o să o facem toată verde. Iar astea care vor veni deasupra, o să o facem albă, toată partea asta și albă, și partea asta care se deschide, verde. Cam asta este culoarea la mobila noastră. Sper să vă placă. Cam așa ceva arată. Deci culoarea asta cu alb. Așa ne-a ieșit prima mână. Zic că a ieșit destul de ok. Partea asta pe unde am dat kitul, doar în partea cu ișoarelor, se vede un pic diferența până se usucă. În schimb, în partea asta unde a fost doar kit, nu se vede absolut deloc nicio diferență. Acum stau și mă gândesc dacă nu era bine să-i fi dat kit pe tot, exact cum am făcut aici. Rămâne de văzut după ce se usucă. Partea asta la fel și partea asta cam așa ne-a ieșit. Vedem mâine după ce se usucă la a doua mână cum a ieșit. Așa se vede din partea asta. Bine, nu-i terminat, nu-i absolut nimic perfect. Asta e mobiletul, de la fel mai am și la asta de vopsit. Iar pe partea asta se vede cam așa. Mobiletul de bucătărie sus, la fel mai am de vopsit și la el, de șlefuit, de îndreptat. Asta e mobiletul dinăuntru. Bine, ăsta blatul încă nu e prins, nu e stabil. Mai am la fel de făcut și la el la partea de finisaje. Cam așa o să se vadă. La fel și aici o să trebuiască să-l vopsesc, să dau o mână de kit. Dar zic eu, per total, că se prezintă destul de ok și mie personal chiar îmi place, mă așteptam să iasă mai rău de atât, dar mi-a ieșit frumos. Acum, prieteni, să vă arăt cum am făcut partea de sus. N-am putut filma, deoarece s-a înserat aici, lumina era foarte, foarte slabă, lucram și n-am reușit să filmez, așa că o să vă arăt acum pe filmare
cum mi-a ieșit, nu este terminat, să zicem că este în proporție de, nu știu, 70%, 60-70% terminat, toată partea asta rămâne, toată partea de finisaje. Acolo am pus spoturile, două găurele pentru spoturi, mă rog, acum o să vă arăt mai în detaliu cam cum mi-a ieșit. Cam așa este partea de sus, pac, pac, acolo am două găurele pentru spoturi, acolo la duș, rămâne acum să continui cu partea asta, să fac exact cum am făcut-o aici, aici am rezervorul de apă care trebuie să încă să-l montez, trebuie să fac partea asta, mi-am pus pentru prize, la fel și acolo, prize lumină, așa, partea de sus. Eu zic că se prezintă destul de ok. Na, îmi cer scuze că n-am reușit să filmez mare lucru, gen toată partea asta cum am făcut-o, pentru că na, s-a înserat și chiar nu am reușit. Între timp am tras și 220-ul, îl conectez momentan doar în partea asta aici. Așa, dăm aici. Panelele solare încă nu le-am tras, invertorul și restul încă nu le-am tras, deci am doar 220 cu salvavita ăsta și cu două siguranțe. Momentan cam atâta, urmează după să-i fac și restul. Bine, scuzați cable managementul ăsta că na, este tot pus pe aici, o să le ascund pe toate pentru că nu îmi place să le văd așa. Mai este foarte mult de făcut, dar zic eu că momentan începe să prindă formă și chiar îmi place cum vine, având în vedere că n-am mai făcut asta niciodată. Cam așa se prezintă mobiletul de sus de aici. Cam așa se vede dinăuntru. Aici, la fel, finisajele nu sunt la maxim terminate, mai am de făcut la ele, deci nu le luați de bune tot, este doar plus minus mobiletul ăsta de bucătărie, cam așa mi-a ieșit. Aici, la fel, trebuie încă să îi dau o mână de, nici nu știu cum Dumnezeu se numea produsul ăla, nu este un lac, este altceva ce poate fi folosit și pentru blatul de bucătărie, adică dacă va veni la contact cu produse alimentare, nu o să dăuneze, deci nu va fi toxic, să zicem așa. Eu zic că se vede foarte frumos, cel puțin mie îmi place, cam așa, partea de sus, mie personal îmi place foarte mult, iar acum aici trebuie să închei și partea asta. Aici dușul n-am făcut absolut nimic. Rezervorul de apă încă nu l-am pus. Mai avem o grămadă de treabă de făcut. A, da, să vă arăt și produsul ăsta care l-am luat. Aici am și chiuveta, încă n-am montat-o, dar am o grămadă de făcut. Nici nu știu pe ce să pun mâna mai întâi. Cam acesta este. Este culoarea cherry, din ce spune, se dă cu rul sau cu pensula, între o mână și alta durează cam 4 ore, deci 4 ore de așteptat, după care merge dată încă o mână. Da, este pe bază de apă, așa că nu dăunează absolut deloc și toată vopseaua care am luat o să dau pe aici și așa, la fel, tot pe bază de apă. Aici avem o chiuvetă rotundă. Da, mai am foarte mult de făcut. Dacă uitasem să vă arăt, aici în partea de jos am rezervorul, tancul, un rezervor, mă rog, pentru scurgerea de apă. Aici va fi doar apă cu săpun, apa de la chiuveta de bucătărie și de la duș. Asta va trebui să îl montez aici de desubt, exact în partea asta, așa va veni. Acolo am acele patru șurubele, este sonda unde o să mai arate nivelul apei.
masca și țevile de la duș. Pac, pac. Și dedesubt se vede cam așa. Nu o să se vadă absolut nimic. Bine, aici le-am lăsat un pic mai lungi pentru că aici va trebui să tai și na, încă nu știu exact cam unde și cum am nevoie. Dar nu o să vede mai deloc țevile. Într-adevăr, cu furtunul era mai simplu pentru că na, se îndoia mai ok. Astea sunt un pic mai rigide. Aici am buff, astea două, după o să le fac, după vine ăsta, restul o să-mi vină aici înăuntru, pac, iar ăsta aici, bam, mașinuța care mi-o face, mi-o strânge aici în presiune și pe aici nu mai are cum să iasă apa vreodată, aici moare ăsta. Și cam aia este. Urmează să fac la chiuvetă, aceeași procedură în partea asta de aici. La fel trebuie să trag țevile tot, dar bine, mai întâi o să montez chiuveta și abia mai apoi o să trag și țevile. Astea le-am tras pentru că na, acum am nevoie să astup aici frumos cu placaj, cu lambriul de ăsta, cum am făcut aici. La fel toată partea asta. Dar în seara asta nu cred că o să închid toată partea asta jos, așa că o să plec de aici în sus. Dacă vă place acest tip de content, lăsați un like, un subscribe și, de ce nu, părerea voastră în comentarii, nu știu, dacă am greșit ceva, dacă voi ați făcut ceva divers față de cum am făcut eu, mă ajută foarte mult opinia voastră și, încă o dată, mersi fain! Până data viitoare, prieteni, vă salut și numai bine!